Gabriela Valentina Vintilă este fericita câștigătoare a porcului Ghiță, oferit printr-un concurs organizat de Plus TV și firma Agrosuin din Vorniceii Mici. După extragere, femeia a fost împreună cu Gheorghe Scheuleac, proprietarul fermei Agrosuin, pentru a-și ridica premiul. Vă așteptați să fiți marea câștigătoare? Nu, nici pomenă. Am participat așa, m-am gândit că poate totuși am noroc și uite că am avut. Ce părere aveți despre acest concurs? Foarte bun, binevenit. Foarte binevenit. E bine și anul viitor și poate să scoată mai mulți, nu numai unul, poate mai vor și alții. Ce aveți de gând să faceți cu acest porc? De toate. Și dau la copii și mie și la toți. La toată familia. Cum v-ați înscris în concurs? Am dat pur și simplu un telefon. Am înscris, mi-au cerut datele, le-am dat, număr de telefon, mi-au spus când e tragerea, pe data de 21 la ora 8. V-ați uitat la tragere? Da, nu m-am uitat, fratele meu s-a uitat și mi-a dat telefon, vezi că ai câștigat. Și imediat cum am închis cu el, m-au sunat de la televiziune. Și eram plecată, aveam treburi. Porcul Ghiță a fost crescut în condiții speciale, acesta beneficiind de muzică ambientală în fiecare zi. Toți porcii de la ferma Agrosuin sunt de rasă. Asta e porcul dumneavoastră care l-ați câștigat. Da. Vă felicit. Mulțumesc. Să-ți facă Dumnezeu să aveți poftă. Să aveți poftă. Să aia din tine. Doamne ajută. Concursul nu este chiar nou, este destul de vechi. Suntem acum, cred că, al patrulea sau al treilea an în care am dat câte un porc, porcul Ghiță. M-am inspirat și eu de la alte emisiuni, să spunem, televizate în decurs de câțiva ani și m-am gândit că ar fi frumos să facem și noi la Suceava, să intrăm și noi în rând cu lumea sau cu cei din afară, nu știu, ca să vă spun exact de unde m-am inspirat la acel moment. Am văzut că țineți porcii într-o atmosferă foarte interesantă. Cum a fost crescut porcul Ghiță? Porcul Ghiță este crescut într-un ambient foarte plăcut. Să știți, are rasă, casă, masă, pentru noi contează foarte mult. Adică au o casă foarte bună, călduroasă, au o masă foarte bună, consistentă. Mai mult au și muzică și ei se simt foarte bine. Tocmai de asta au crescut foarte bine și noi, având succes, ca să spunem, sau având rezultate bune în creșterea porcului, ne-am gândit să facem și pe cineva fericit și aduc aminte cu plăcere din noi. Cum aveți de gând să vă desfășurați concursul la anul? Că am înțeles că vreți să-l măriți. Dacă vor fi participați, mă rog, anul ăsta am văzut că au crescut ceva față de anul trecut. Nu știu dacă foarte mulți, o să facem noi o statistică, dar dacă 320. Am văzut că au fost destul de mulți participanți, înseamnă că este interesant și cred că le place acest concurs. Acum ce să vă spun, sperăm la anul viitor să dăm mai multe cadouri, mai mulți porci, ca să zic așa, să facem mai multe lume fericită. Reamintim că participanții au avut la dispoziție 2 săptămâni pentru a se înscrie în concursul cu porcul Ghiță. TV Plus va continua să premieze telespectatorii fideli, așadar vă invităm să ne urmăriți în continuare pentru că avem multe surprize pregătite pentru dumneavoastră.